Șep și farul 1-1 și ce final de meci am avut la Sfântul Gheorghe, un rezultat care o încurcă teribil pe farul în lupta pentru câștigarea campionatului. Pe Șep și nici nu ajută, dar nici nu măcar nu putem spune așa că o încurcă, pentru că până la urmă, iată, este oarecum o continuare a ceea ce a însemnat acel meci din cupă cu CFR Cluj, acea calificare în finală după 3-0 cu echipa lui Dan Petrescu. Vom discuta despre această partidă, o partidă unde am avut și câteva elemente așa pe care încercăm să le deslușim și noi, apropo de schimbările făcute în această partidă, felul în care au fost făcute, pentru că parcă se invitau antrenorii cine schimbă primul. Până la urmă, iată, mai puțin poate important cu aceste schimbări, dar sunt și acestea duse așa către un aspect pe care trebuie să îl urmărim. Alături de mine, Viorel Moldovan, bună seara, Vio. Bună seara. Un 1-1, toată lumea se aștepta că e practic pentru farul poate cel mai accesibil meci și toată lumea se aștepta la o victorie pentru farul. Ei bine, iată că Șep și egalează foarte, foarte târziu și o încurcă, repet, rău, a zice, pe farul. Farul pierde astăzi două puncte importante. Sincer să fiu, și eu așteptam o echipă a farului care să propună fotbalul pe care ne l-a oferit în ultimul timp, dar din păcate am văzut un farul destul de limitat, parcă jucând, nu știu, precaut, economicos. Nu am văzut un farul să joace cu dezinvoltură, să pună mai mult în pericol poarta adversă, să creeze mai mult pe animația ofensivă. Până la urmă, unul corect, un rezultat de egalitate, ținând cont de aspectul jocului. În prima repriză, cele mai mari ocazii, cele mai clare ocazii le-a avut Sepsi. Să ne aducem aminte acea lovitură de cap a lui Bălașa, după o centrare a lui Spas în minutul 41. În schimb, farul a tras două șuturi pe spațiu porții, dar doar le-am notat la statistică în minutul 19 prin Munteanu. Primul șut după lovitură liberă, în minutul 35 Băluță, al doilea șut pe poartă, dar un șut care nu a avut multe la mare încercare din ce mi-am dat seama. Poarta lui Sepsi, nu. Culmea că repriza a doua începe tot cu o ocazie bună, un șut bun al lui Ștefănescu, în minutul 52, scoate Aioanei acolo. După care o acțiune bună a lui Mazilu putem să o scoatem în evidență. Minutul 56, când trece foarte ușor de Ispas acolo, ia o acțiune pe cont propriu, deschide după aceea stângul și șutează la colțul lung în bară. Cea mai notabilă acțiune a farului, să până zic la așa, gol, până da, la gol. În minutul 73 vine golul lui Borza. Acum un șut centrare este a lui Mazilu. Întrebarea este, e șut centrare sau mai degrabă e un șut ratat? Un șut ratat. Un șut ratat care s-a transformat într-un asist pentru Borza. Este șutul ratat al lui Luis Munteanu. Acesta devine asist pentru Borza, care urmărește foarte bine acolo și face 1-0. Părea că lucrurile ar fi în grafic pentru Faro, dar uite că nu a fost așa. Practic, Faro are posibilitatea să se pună la adăpost și să înscrie încă prin Munteanu o acțiune foarte bună, dar acesta, în loc să placeze mingea, șutează în portar în 84. Bine, o dublă ocazie după aceea, iarăși, dar atunci s-a semnalizat offside la Kiki. Putea face 2-0 și să închidă jocul, nu a fost cazul, iar în minutul 90 Ștefănescu dă lovitura și egalează, astfel farul pierde cele două puncte, se întoarce doar cu un punct de la Sfântul Gheorghe. A ratat oportunitatea să se distanțeze în fruntea clasamentului și să-și consolideze și mai bine poziția de ce, ce lider. Ce pasă dă Alibec, Viu? Da, pasa la Alibec. Deci pasa este luminoasă. Foarte bună. Vreau să, nu știu, să scot în evidență, imediat după gol, pentru mine
de neînțeles, Hagi face două schimbări foarte rapid, îl scoate practic pe Mazilu, care a făcut un meci foarte bun, zic eu, și era un permanent pericol acolo în banda dreaptă de atac, la în flancul stâng defensiv al lui Sepsi, la Ispas. N-am înțeles această schimbare. Hai, intră Mateus și Borza, iarăși imediat este schimbat și intră Nedelcu la mijlocul terenului. Continuăm discuțiile, l-ascultăm pe Bolaș. Să nu spun prea de tot, că a fost prea de tot programarea asta. Am avut câteva 7 jocuri, nu știu dacă au trecut de la meciul cu CFR, dar am reușit să strângem rândurile și cred eu că am dat dovadă de caracter, reușind să revenim împotriva liderului. Foarte prezent azi Mihai, acolo în fața porții, ai fost și aproape să marchezi în prima repriză, pasă de gol. No, veleități mai puțin întâlnite la un fundaș. Da, într-adevăr, am avut și acea ocazie de gol în prima repriză și mă bucur că am reușit să dau și o pasă de gol. Prima? Da, cred că e prima, da. Da, 100%. Și cum e? Cum te simți? Mă simt foarte bine. Cu toate că eram obișnuit cu poziția aia de acolo cu centrări, pentru că înainte am jucat fundaș dreapta și am avut aminte de vremurile frumoase ale tinereții. Să vorbești cu domnul Bergodi, nu? Am mai jucat acolo și campionatul ăsta. Da, nu, zic să te folosească numai acolo, dacă acolo îți place, nu? Da, o să vorbesc ultimele 50 minute să joc nouă falsă. Spuneai și tu că n-a fost foarte mult timp să vă recuperați după meciul din cursul săptămânii, însă cum s-a făcut tactica pentru această partidă? Cum ați gândit voi jocul? Normal că nu puteam să mergem să facem pressing sus, știind că jucăm cu o echipă foarte bună, o echipă care pasează. Normal că a trebuit să stăm foarte compacți și să le închidem lor spațiile, să nu poată joace între liniile noastre. O a doua repriză începută foarte bine de voi, invers. Ați avut posesia, chiar mă uitam pe o statistică, în primele 10 minute ați avut o posesie zdrobitoare în a doua repriză. Ați ieșit foarte determinați de la cabine și iată că, în ciuda lucrurilor care s-au spus că Sepsi nu mai are obiective, iată că reușiți să câștigați acest punct. Nu, noi obiective avem. Cupa, dar în campionat. Cupa și să câștigăm fiecare meci, să facem cât mai multe puncte în play-off. Pentru că jucăm și noi pe primă, jucăm pentru familiile noastre, pentru bani, nu? Deci nu de ce să nu... Credeți că ne strică banii? Deci nu faceți jocurile nimănui, practic absolut. Jucați pentru voi. Absolut. Mai puteți încurca pe cineva în play-off-ul acesta? Și normal. Încercăm să încurcăm pe toată lumea. În primul rând, să jucăm pentru noi. Jucăm pentru noi, să ne ajutăm pe noi, să facem cât mai multe puncte și să dăm peste nas celor care spun că facem jocurile CFR-ului sau ale nu știu cui. Are și colegul tău, Denis Ciobotariu, care e lângă noi, o întrebare. A ascultat tot interviul. Bun găsit, Denis, te rog. Bună seara. Veți avea câteva zile libere? Cu siguranță vom avea multe zile libere. Având în vedere că am jucat 2 meciuri în 3 zile. Da, cum se vede acest play-off până la final? Spuneai că veți juca toate meciurile la victorie pentru prime și pentru voi și cred și ca o pregătire, în primul rând, pentru finala cupei. Normal, gândesc, ne-am mai rămas până la cupă, mai avem încă 3 meciuri în campionat. Dacă nu... Da, Steaua, Rapid și CFR. 3 meciuri în care încercăm să luăm, cât mai multe puncte. Și Craiova. Da. Craiova e după cupă. Da. Cupă. În care încercăm să luăm, să scoatem cât mai multe puncte. Îți mulțumim tare mult. Vă mulțumesc frumos, seara bună. Da, l-am ascultat pe Bălașa cu o accelerație așa pe discurs, Vio. Bălașa crescut de Hagi, nu? Da. La viitor acolo, da. Fostul viitorul, da. Actualul Faru, da. Da, se speculează foarte mult și sunt foarte multe modalități de a interpreta lucrul de către fiecare și am vrut să scoată în evidență faptul că ei sunt o echipă care normal caută să joace, nu sunt acolo să facă jocurile nimănui, joacă pentru ei și pentru banii lor. Da, am auzit înaintea meciului și că ar fi un meci pentru Farul, așa cum spunea și Bălașa, pentru că au existat și aceste zvonuri care juca pentru CFR, deci la zvonistică că noi suntem foarte buni. Se vorbește, da. Se vorbește. La teoria conspirației, în România suntem extraordinari. Bun, haideți să mai ascultăm o reacție.
prima repriză, până a venit acea ocazie mare, într-adevăr, parcă după pauză mai deciși. Cred, sper să nu mă înșel, dar cred că am avut mai multe ocazii și în prima și în a doua repriză decât ei, mai multe șuturi, cred, nu sunt sigur. Prima repriză greu șut pe poartă. Da. Adică nu. Însă am încercat să ne dozăm cât mai bine efortul, pentru că noi de obicei mergem în pressing, ați văzut, și cred că ne-a și ieșit, am stat compacti. Dar nici ei nu au găsit culoare prea multe, dar asta spun, mai deciși totuși în a doua repriză, ați ieșit cu totul altfel, adică ați mers un pic mai sus. Da, da, s-au făcut și niște schimbări și, cum am zis-o, am încercat să ne dozăm efortul, pentru că dacă ne duceam din prima repriză în pressing, probabil că aveam de suferit în a doua repriză și ăsta a fost planul. S-a lucrat și la milimetru, pentru că am văzut multe offside-uri, așa, ați fost foarte bine sincronizați acolo în apărare. Da, într-adevăr, multe offside-uri, lucrăm foarte mult tactic, ce să zic, ne bucurăm că s-au dat offside-urile și că s-au văzut și la VAR și totul a fost ok. Vine acea bară a lui Mazilu, iar apoi golul lui Borza. Nu știu, vă așteptați cumva să vă prindă pe acel atac? Da, bineînțeles. Farul este o echipă care joacă un fotbal frumos, care întotdeauna își creează două, trei ocazii clare de a marca și poate trebuia să fim noi mai atenți pe faza de apărare, însă, cum am zis, ne bucurăm că am reușit să scoatem un egal. Relansați acolo lupta pentru că puteți să mai încurcați și alte echipe? Da, bineînțeles. Asta este și dorința noastră. Cum a zis și Bălașa, noi jucăm pentru bani, pentru familiile noastre, pentru club și sperăm să facem cât mai bine. Mulțumim. Seara bună. Bun, l-am ascultat și pe Denis Ciobotariu. Sunt curios ce e în vestiarul Farului în momentul ăsta. Un pic de dezamăgire și pe bună dreptate. Ți-am spus și eu, mă așteptam la mult mai mult din partea Farului în această seară. Mi s-a părut un joc economicos și nu înțeleg de ce. Îl ascultăm și pe Luis Munteanu, cel care la un moment dat, chiar dacă spuneam că a fost un șut ratat, până la urmă a reușit un asist în această seară. Bună seara, Luis. Pas greșit, putem spune, pentru voi în această seară. Ce s-a întâmplat? Bună seara, da. Un meci făcut mai prost de noi. Dar asta este, trebuie să mergem înainte, să luăm meci cu meci și să câștigăm acum acasă cele trei puncte, pentru că sunt foarte importante. Pas de gol acolo pentru Borza, însă ai avut șansa să închizi tabela, n-ai reușit. Da, deci am luat o decizie proastă, cred că puteam să dau pas sau să dau mai bine, dar asta este, meciul viitor, sper să mergi echipa și să câștigăm. Se simte un pic presiunea aceasta, nevoia aceasta de a câștiga puncte, de a câștiga meciuri? Este acolo presiune, dar nu își pune aprenta. Noi jucăm pentru cele trei puncte și cu siguranță acasă o să jucăm mai bine și o să câștigăm. De ce crezi că azi ați făcut un joc mai slab? Spuneai tu că nu a fost jocul și așa e, n-a arătat ca Farul. Da, n-am fost noi, n-am avut posesia aceea pe care o facem mereu. Dar ați luat un pic meciul ca și câștigat, pentru că toată lumea clar vă dădea favoriți după tot ce ați... Nu, se pune problema. A fost o seară mai proastă pentru noi. E complicat să jucați împotriva echipelor care se apără așa compact, așa cum face Sepsi? Da, chiar cei de la Sepsi au făcut un meci foarte bun. Asta este, așa cum am mai spus, trebuie să mergem înainte și să câștigăm acasă. Da, cum se văd lucrurile după acest duș rece? Sau poate că e bine că a venit acum în startul returului din play-off. Să spunem, da, că este bine. Așa cum am mai spus, trebuie să mergem acasă, cele trei puncte, altceva nu avem de făcut. Așteptați ca cei de la Sepsi să pună probleme și altor echipe, să facă pași găsiți și alții? Nu știu dacă ne bazăm noi pe cei de la Sepsi, noi trebuie să ne bazăm pe noi. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Da, am revenit în direct, l-am ascultat ceva mai devreme pe Luis Munteanu. Vio, da. Se simte teama asta la Farul? Se simte teama asta de a apăsa accelerația? Eu cred că da, chiar dacă jucătorii declară că nu sunt afectați de presiune, e inevitabil, această presiune există acolo când te bați la campionat, știi că în spatele tău îți suflă în ceafă două echipe, CFR, FCSB.
ai oportunitatea în această seară să te distanțezi în fruntea clasamentului. Meciurile deja devin din ce în ce mai complicate din acest punct de vedere și există presiunea asta care pune în dificultate poate anumiți jucători și se vede în jocul Farului și în jocurile de pe teren propriu. La un moment dat observăm că sunt momente când poate Farul nu mai funcționează constant pe durata unui joc. Acum și interpretarea tactică își pune cuvântul. Mă întorc la aceste schimbări, din punctul meu de vedere, puțin precipitate, făcute de Gică Hagi. Imediat după golul marcat, tu îl schimbi pe Borza, care ți-a dat golul, îl schimbi pe Mazilu, care a fost cel mai periculos atacant al tău. Pentru ce să-l baci pe Mateus, care greșește la golul egalizator? Este acolo un duel cu Ștefănescu la acel gol. E foarte ușor, Ștefănescu protejează și îl dă la o parte. N-am înțeles nici intrarea lui Nedelcu la mijlocul terenului. Pentru ce să bulversez lucrurile? Până în minutul 74 nu ai făcut acest lucru, dar atunci, imediat după gol, ai decis. Da. După care, pe final de joc, mai faci două modificări, intră Bolin în locul lui Băluță. Asta să conserv rezultatul, să ții de rezultat. Ți se pare că își trădează un pic filozofia Hagi cu odată cu schimbările astea? Pentru că el, în general, a arătat curaj. Nu... Bine, el ne-a obișnuit cu anumite modificări și cu chiar cu anumite invenții, de multe ori pozitive, de multe ori cu FCSB, iarăși ne-a bulversat rău la pauză atunci. Dar putem să ne așteptăm la Gică Hagi că vine cu ceva în orice moment și ne surprinde. Da. În această seară se pare că nu au fost surprinzătoare aceste modificări. Aș vrea să îți citesc Vio niște rezultate și cred că o să-ți dai seama destul de repede despre ce este vorba. Pentru că în deplasare, Farul are așa, o victorie pe 24 februarie. Noi suntem deja la sfârșitul lunii aprilie. Vorbim doar de deplasare în Liga 1, da? Deci o victorie la UTA cu 1-0 pe 24 februarie. De atunci, ia bătaie de la Cluj, face egal cu Rapid, ia bătaie de la FCSB, face astăzi egal cu Șepși. Înainte de victoria respectivă, are un egal la FC Argeș, 0-0, mai are o victorie la FCSB, un 3-2, și apoi iarăși încă 3 rezultate fără victorie în deplasare. Și am ajuns, atenție, prin luna noiembrie. Deci, din luna noiembrie și până astăzi, Farul are 2 victorii în deplasare. Vom discuta despre acest aspect, l-ascultăm pe Gică Hagi. Am avut ocazia să facem 2-0. Și au avut anumite ocazii, nu foarte clare, dar au avut. Când au avut, ne-au și marcat. Știam că întâlnim o echipă care, dacă îi lași, dai mingea și nu ești agresiv în mijloc și sus, îți creează probleme. Și când am scăzut această presiune, au venit și problemele defensive la un moment dat, care n-am știut să gestionăm ultimele 5 minute sau 7 minute cât erau, dar asta e fotbalul, de asta e frumos și asta e, mergem înainte. Supărat un pic acolo pe Mateuș, cum a gestionat situația la golul primit în final? Când primești gol cum în ultimele minute, eu zic că suntem supărați cu toții. Nu cred că există unul de la noi să nu... Dar trebuie să mergi înainte, capul sus, trebuie să vezi înainte. Până la urmă, asta e, așa e fotbalul. Dacă i-ai dat ocazia să marcheze, a marcat și asta e. Dacă făceam 2-0, se termina meciul. Au păcălit, să spunem așa, declarațiile celor de la Sepsi, care pe jucătorii dumneavoastră, nu pe dumneavoastră, care spuneau că sunt obosiți domnilor, după acest domnilor, hai să fim și serioși. Așa doar să băgăm întrebări de dragul de a băga de pe stradă, mă scuzați. Noi am condus meciul, noi am construit, noi am făcut, noi am fost conectați, au încercat să fac. Numai că anumite lucruri nu s-au făcut bine. Punct.
Suntem oameni, odată faci, odată nu faci, odată iese, odată faci mai bine. Da, nu o să stau să spun ce detalii sunt legate de, și de faza ofensivă și de... Defensivul cred că am stat destul de bine, pentru că Sepțin a făcut nici două pase. Și aici de minute, 70 de minute. După aceea și după gol, atunci cred eu că am slăbit puțin. În rest, am avut ocaziile noastre, nu i-am lăsat, am fost acolo. Cu toate că a fost un meci, știam că toate meciurile în play-off sunt foarte grele pentru noi și vă mai amintesc încă o dată. Noi nu suntem, suntem pe primul loc, suntem cei mai buni. Dar nu avem nici bugetul, nici nu era obiectivul acesta, așa că ei arată foarte bine. Deci echipa noastră chiar arată foarte bine. Chiar în condițiile astea am luat un punct la Sepsi. În deplasare care e o deplasare foarte grea, unde alții au pierdut. Da, unde toată lumea vă vedea favorită după ce ați arătat pe tot parcursul sezonului. Da, folosiți-l dumneavoastră cuvântul ăsta de favorit. Păi suntem primi în clasament și... Păi că suntem primi, suntem cei mai buni. Mai exact. Bine, dacă îmi puneai întrebarea să spui că ești cel mai bun, da, îți acceptam. Păi dar favorit nu. Păi, favorit nu. Ești favoritul. Favorit nu. Favorit nu, că nu puteți voi să ne declarați cum vreți voi. Trebuie să ne ascultați ce zicem noi la... când declarăm, nu? Dacă noi nu ne ascultați, atunci ok. Ascultăm. Spuneți ce vreți voi, suntem favoriți. Nu contează, asta e. În acest moment... Favoriți cu bugetul care avem noi, cu jucătorii care... Nu, favoriți. Cum să... Suntem favoriți că jucăm cel mai bine, că suntem pe primul loc. Asta e. Da. Asta spuneam. Vreau să vă întreb, apropo de aceste meciuri din deplasare, dacă vă îngrijorează un pic faptul că nu ați reușit să câștigați iată în play-off și cu atât mai puțin aici unde vă spuneam, toată lumea cumva joacă locul 1 cu locul 6. E clar că te gândești că echipa de pe locul 1 ar trebui să câștige. Dar iată că din nou se întâmplă cumva să nu fie așa cum sunt calculele hârtiei. Da, ori cred eu că voi vedeți fotbal așa de ușor. Probabil în afară sau de la televizor și de la net sau de acolo îl vezi ușor. Intră pe teren și joacă. Să vezi ce greu e. Noi am făcut nu bine, extraordinar încă o dată. Și în deplasare și acasă. Nu uitați că în campionatul regular suntem echipa care i-am bătut pe toți. Avem cele mai multe puncte. Nu uitați că în turul campionatului de play-off suntem pe primul loc. Deci asta înseamnă că noi suntem foarte buni până în momentul de față. Da, scoateți ce vreți voi negativ, băgați-le cum vreți voi. Dați-le, dar ziceți voi ceva bun de Farul. Există o întrebare bună despre Farul? Nu. Există, domnul ce jucător a dat gol astăzi? Ce jucător a dat bară? Ce vârstă au? Ce vârstă au? Ai, normal, să joc cu jucători de 2005. Așa vi se pare vouă, e normal. Și încă doi de 2002. Foarte bine. Asta nu le vedeți, să le comentați. Ba nu. Le vedem. Ba da, păi nu le vedeți. Păi vede că îmi pui întrebare că nu sunt favorit, că eu vă zic una și voi spuneți alta. Când eu spun că nu suntem favoriți, cum să fim favoriți? Sau că jucăm cu Sepsi. Păi Sepsi, scuză-mă, a bătut 3-0 pe Cluj. Acasă. Crezi că e ușor? Așa, de, le luați așa, știi, cum vă convine vouă. Niște întrebări care eu greu să le răspund. Mai ales că v-am dat anumite răspunsuri. Am venit, ne doream să câștigăm, am comandat meciul de la început până la sfârșit. Noi am dictat ritmul jocului. Noi am avut posesie. Dar câteodată o faci mai bine, câteodată nu. Ce e așa de greu să înțelegi? E foarte ușor. Ăsta e. N-am avut inspirație acolo, în față. Dă lui Munteanu 2-0, se termina meciul. Dintr-o ocazie rarisimă, clară. Și atunci, bravo, au portarea. Se întâmplă, e fotbal cu neînșilor, în vestiar. Ăsta e fotbalul. De aceea e frumos. Niciodată nu știi ce se întâmplă. Peste un minut, peste două, peste trei. Totdeauna trebuie să știi să câștigi. Da? Asta înseamnă experiență, mentalitate și noi, culmea, ar fi culmea să ne spuneți că noi avem mentalitate și experiență mare. Noi, în vară, Hagi v-a zis că construim o mentalitate de campion și încercăm să fim în fiecare zi mai buni. Deci suntem pe drumul extraordinar de bine, deocamdată. Dar vom vedea unde o să ajungem, dacă o să câștigăm. V-aș întreba legat de schimbări, pentru că l-am văzut, vă aminteați de Borza, a marcat. Vă pregăteați să faceți schimbări? Da. Ați păstrat aceleași modificări pe care le aveați în plan sau s-a schimbat un pic planul după ce a marcat Borza? Nu cred că o să dau la nimeni niciodată ce schimbări fac, de ce le fac, dacă am făcut bine, dacă n-am făcut bine. Sunt și eu un om ca voi. Sunt inspirat câteodată, câteodată nu sunt. Odată merge bine, odată nu. Deci, dar suntem împreună cu toții. Cu toții mergem, cu toți facem bine, cu toți, când nu e bine, cu toții suntem împreună acolo. Deci, dar nu o să vă dau explicații de ce, cum, că asta ar fi culme. Spuneți-ne de Mazilo, o fază fantastică realizată de el, încheiată adevărat cu bară. N-a fost gol,
Dar, încă o dată, iată, Mazilu, extraordinar acolo, într-un moment de geniu, să spunem. Are calitatea asta, știe, trebuia să facă mai multe astăzi, trebuia să-l jucăm mai mult. L-am jucat foarte puțin, foarte puține mingi au ajuns la el. Trebuie să ajungă mingii, pentru că chiar e, unul la unul e foarte bun și are calitate multă. Mă bucur pentru Borza că a marcat, mă bucur pentru el că joacă și face față la play-off. Să nu uitați, jucăm în play-off, pentru a cuceri campionat. Deci nu jucăm, știți, Hagi bagă juniori, bagă copii, că e pe acolo, meci amical cu nu știu cine. Nu, nu. În meciuri unde, cum spuneți, nu? Există presiune. Și îi bagă acolo. Deci, asta ce înseamnă? Curaj. Curaj. Convingere, credință și curaj. Cred în ce fac, sunt convins de ce fac și am curaj. Cum le zic lor și cum ei la fel. Asta e echipa mea. De-aia am ajuns. Mai aveți nevoie de 10 puncte pentru a deveni campion? Eu nu fac socoteli din acestea. Eu știu că următorul meci trebuie să-l câștig, joc acasă. Și sunt 3 puncte în joc și mentalitatea noastră este să mergem să câștigăm meciul următor. După aia o să vină celelalte, o să vină celelalte și uite așa. Dar luăm meci cu meci, chiar dacă ne gândim că mai rămân din ce în ce, rămân mai puține. Și e mai concret, cum v-am zis la conferință, trebuie să fim mai concreți, mai pragmatici. Astăzi n-am fost. Sau n-am avut neșansă, eu știu, lucrurile se întâmplă. Nu știu, nu pot să dau eu răspunsuri, nu le știu eu pe toate. Dar sunt foarte, oricum, la Sepsi, un punct e un punct, îl punem acolo, mergem acasă, vine Rapidul, trebuie să luăm 3 puncte, trebuie să câștigăm meciul, că jucăm acasă și mai ales că jucăm acasă, jucăm foarte bine și după aceea vom vedea. Seară plăcută, numai bine. Da, l-am ascultat pe Gică Hagi și explicațiile lui Gică Hagi, așa finalul, cum a vrut finalul, el să le dea. Finalul a fost, da, și dau dreptate. Acasă jucăm foarte bine, într-adevăr, dar în deplasare, așa cum ai scos și tu în evidență, rezultatele au fost destul de oscilante. Doar ce vorbeam despre acest aspect, pentru că, într-adevăr, rezultatele sunt greu de descifrat, adică diferența e vioie, da, mare e de mare, tot. E mare, e mare, adică dacă ei vor pierde campionatul, vor pierde pe meciurile din această cauză. N-au reușit să aibă o constanță în deplasare și să obțină mai multe victorii. Păi, repet, adică, m-am dus către Gică Hagi și m-am dus către rezultate, adică nu le-am spus exact. Deci el practic în victoriile despre care spuneam eu, deci două din luna noiembrie până acum, da? Deci două victorii din noiembrie până acum, de la 1 noiembrie mai exact, o victorie cu FCSB, dar aduți aminte că este acea victorie obținută o 92, 90... Până la urmă e victorie, nu contează cum a fost bun, obținută, bun, sunt okay. 3 puncte. Și a doua este la o echipă care în acest moment este pe loc retrogradabil direct. Adică UTA Arad. Da. Acel 1 la 0. Deci acestea sunt victoriile. Ar fi trebuit să aducă mai multe puncte din deplasare, mă rog. Nu îmi dau seama care este motivul, de ce acasă, cum spunea și Gigagi, joacă mai bine și chiar joacă foarte bine acasă. Au avut meciuri excelente când au subordonat adversarii și au încântat prin dinamica de joc propusă pe animația ofensivă. Dar în deplasare parcă echipa nu are aceeași intensitate. Chiar dacă per total așa își impun jocul, au posesie, construiesc, au aceleași principii pe care le folosesc la fiecare joc, numai că ceva intervine în deplasare, nu știu, factorul extern, teren, adversar, care îi pune în dificultate să se exprime mai bine. Îl ascultăm și pe Cristiano Bergodi. Și n-au renunțat niciodată în unele momente meciului și am avut și niște ocazie că puteam face mai bine, dar mă bucur pentru că, repet, în comparație cu faptul că am jucat împotriva Farului prima pe loc. Ștefănescu, omul meciului, dar nu doar pentru gol, pentru că multe faze, mi-aduc aminte și de cea mai periculoasă, spun eu, faza primei reprize, aceea când a fost schimbarea de direcție de la el, pleacă, apoi a mai avut niște faze.
cum de în această formă extraordinară? Revine la forma aia foarte bună? Da, cred eu că va reveni, sigur, dar dacă nu e deja revenit. Pentru că, dacă deja nu a revenit, pentru că el a avut 3 accidentari în acest an competițional. Întotdeauna când a revenit s-a accidentat și atunci l-a un pic oprit din drumul, măcar să crească, să îmbunătățească și jocul lui, pentru că e un jucător care anul trecut a ajuns în naționale când a făcut un sfârșit de sezon extraordinar. Nu cu acea finală de cupă. Și atunci a fost un el, dar el cu toți ceilalți jucători au jucat foarte, foarte bine, pentru că era, repete, era dificil, pentru că știam că jucam împotriva echipa, am și adoptat o strategie așa de a lăsa un pic posesia, și chiar dacă ei au multe posesie, dar mai multe, dar pentru a acoperi mai bine spații, pentru că știam cum joacă ei, mișcările că fac, și au găsit puțin spații, pentru că am auzit și jucătorii că când plimbau mingea nu era ușor așa să intre între linie, dar asta mi-e bucur, pentru că băieții au făcut foarte bine. Și dacă noi ne gândim că 3 zile în urmă 6 jucători oricum au jucat, și asta cine a intrat al doilea ripresa au jucat un match extraordinar cu risipă de energia, cred eu că mentale și fizică, cred eu că e un rezultat foarte bun. Rondon, am văzut, a făcut așa la 37 de ani niște curse. Da. A fost așa o scuză oboseală asta, pentru că de multe ori echipa n-a arătat-o, deși poate startul meciului în prima repriză nu a fost așa o evoluție formidabilă cum a fost cu CFR-ul, de exemplu. Nu, dar el a intrat bine cu Mario, a intrat bine cu CFR când s-a accidentat Ion Gheorghe și a făcut un meci foarte bun. Și atunci m-am gândit să, pentru că n-aveam asta, ripe extreme, și atunci m-am gândit să rămâne Mario acolo, am vorbit cu el, mi-a dat disponibilitate și a alergat la 37 de ani. Am zis, stai ca e tu la Inter cu Mourinho, când nu era loc în față și juca pe stinga într-un 4-2-3-1. Mi-a zis, mi-a dat disponibilitate și mă bucur pentru el, pentru toți, repet, pentru cine nu a jucat mult, că astăzi au jucat fundașii centrali, mizlocașii. Da, un alt remarcat al partidei este Bălașa, ce a apărut în față, ocazia aceea mare din prima repriză, apoi pasa de gol. Chiar spunea la interviu că poate vorbește cu dumneavoastră să-l puneți mai în față în ultimele minute. Da, cu mica ei glumeam acum. Da, investiare. Da. El a jucat cu mine și la, mă aduc minte, dacă la Craiova a jucat 1-2 meciuri când eram cu Universitatea Craiova, și a jucat și în acest an fundași dată. El a jucat ca 5 la om pe banda cu Crotone când era în Italia, ca castigat Liga 2 cu Iurici antrenor. Și atunci, dar și Ciobi oricum a jucat bine, s-a apărat bine, și el și el poate fi un fundaș dreapta. Și atunci, cu anumite caratteristici, normale, nu sunt asta Dimitrov, che urca foarte mult sus, dar eu zic că au jucat bine și îi felicit. În primul rând, încă nu l-am felicitat pe ieții, și bine, foarte bine. Mai încurcați și alte echipe? Beh, știu, noi încercăm să jucăm, repede, trebuie să ai ambiție un jucatore, dacă nu se lasă de fotbal, dacă nu gândești în fiecare match de play-off frumos, cu public, cu stadioane bune, să nu joci pentru a castiga, dacă n-ai motivație, trebuie să te lasi. Eu cred că băieții astăzi au făcut un match foarte, foarte bun. Vă mulțumim tare mult! Mersi mult! Am revenit, l-am ascultat ceva mai devreme pe Cristiano Bergodi, îl ascultăm acum și pe marcatorul golului de 1-1 pe Ștefănescu. Bună seara, Marius! O remiză pentru voi în această seară, omul meciului desemnat la finalul acestei partide. Cum e pentru voi această remiză împotriva liderului Ligii 1? Bună seara! Mulțumim pentru aprecieri, dar în seara asta ne doream să luăm toate cele 3 puncte. Până la urmă ne bucurăm și cu un punct, pentru că a venit pe final, dar cred că am avut ocazii să și câștigăm astăzi seara. Da, și tu ai fost în mare, mare formă astăzi. Ăsta e adevăratul Ștefănescu, pentru că mi-am notat mai multe faze, în fine, nu o să le număr, dar prima mare, cea mai mare importantă ocazie a fost în prima repriză, acolo când a plecat faza de la tine cu acea schimbare de direcție și apoi recentrare în care o cap Bălașa pe lângă. Da, îmi doresc de la meci la meci să cresc, să am evoluții cât mai bune și să-mi ajut echipa. În primul rând, cred că echipa este importantă și după aceea fiecare jucător să dea 100% și mă bucur că am reușit să și marchez.
I-ați păcălit pe cei de la Faru? Credeau așa că sunteți obosiți după acest meci de cupă și i-ați dat lovitura așa pe final? Nu știu dacă cei de la Faru credeau că suntem obosiți. E clar că noi acum am jucat acum 3 zile. Dar cred că ne-am descurcat bine astă seară și, să zic așa, le-am lăsat posesia și am încercat să jucăm mai direct. Relansați campionatul, în ciuda faptului că voi practic nu mai aveți un obiectiv în acest sezon, doar să luați meci cu meci și să vă pregătiți, evident, pentru finala cupei. Ce v-a dat motivația să luptați, iată, până la final v-a și răsplătit cu acel gol al tău? Motivație trebuie să avem la fiecare meci. Noi nu am relansat niciun campionat. Noi jucăm pentru noi, cum ai mai auzit și pe la televizor, că noi încurcăm, că noi nu știu ce facem, că jucăm pentru nu știu cine. Noi jucăm pentru noi, pentru club, pentru familiile noastre și următorul meci sper să câștigăm. A fost și revanșa pentru că aveau 3 victorii cei de la Faru în acest sezon. A fost și momentul revanșei pentru voi? Nu pot să zic revanșă, dar chiar înainte de meci am vorbit. Ne-au bătut de 3 ori și chiar ziceam, dacă și a 4-a oară, au fost aproape, să fim sinceri. Am egalat târziu, dar cred că puteam să și câștigăm la ultima fază. 6 goluri, 6 asisturi. Pentru tine, mulțumit de cifrele tale? La cum am început în a doua etapă gol, cred că ne-am mulțumit, așa să zic, dar am fost și accidentat o perioadă lungă și mă bucur că mi-a revenit acum pe final. Spuneai mai devreme, urmează și alte puncte pentru voi în acest sezon, așa o să o vedem pe șep și de acum încolo? Normal, la fiecare meci, la fiecare meci intrăm să câștigăm, nu intrăm să facem jocul lui nimănui. Îți mulțumim tare mult! Mulțumesc. Da, cu același discurs și Ștefănescu. Noi nu intrăm pe teren să facem jocurile nimănui. Până la urmă, șef și echipă de play-off și în finala Cupei României. Cupei României, da, într-adevăr. Da, se speculează mult, ți-am zis și înainte. Suntem capabili să speculăm orice și să ne gândim la orice conspirație, la orice scenariu, să gândim orice scenariu în acest campionat și nu numai. Peste tot. Peste tot avem această abilitate, de altfel, noi români. Dar nu e cazul. Eu cred că Sepsi este o echipă corectă, o echipă care joacă, așa cum spuneau și jucătorii, în primul rând pentru ei, pentru banii lor, pentru club, pentru familiile lor. Asta e lucrul cel mai important. Îl ascultăm și pe marcatorul primului gol, pe Borza. Bună seara! Gol pentru tine în această seară, însă remiză pentru echipa ta. Cum este acest rezultat pentru voi? Bună seara! Noi la meci de meci vrem să câștigăm, asta ne propunem și în seara asta a fost o decizie mai prostă acum în apărare și aia a fost. Da, cum a fost pentru tine? Hai să luăm lucrurile bune mai întâi. Cum a fost pentru tine să marchezi gol? Te-am văzut fericit ieșind de această dată de pe teren, atât de fericit. Spune-ne, cum a fost la gol? Ai apărut foarte bine acolo. Da, am urmărit. Asta încerc să-mi ajute echipa mereu cu pas de gol sau goluri. De ce credeți voi că nu va ieși jocul în această seară? Cu ce v-a surprins adversarul? Nu ne-a surprins cu nimic, am început puțin prost, după ne-am eglat și la ultima fază s-a întâmplat. Asta este. Vă vine să credeți că pierdeți puncte acolo unde toată lumea vă dădea deja câștigători? Ați câștigat meciuri în care lumea nu știa ce să creadă și iată că... Și dacă te gândești cumva că aveți o problemă în deplasare? Nu spun că avem o problemă, noi meci de meci vrem să câștigăm, asta ne propunem și încercăm. Știi că în play-off n-aveți victorii în deplasare, 1-1 la Rapid, 2-1 pierdut cu FCSB-ul și acest meci egal. De asta te întrebam. E un complex, se întâmplă ceva în deplasare, nu știu. Nu se ceva? Întâmplă nimic, suporterii sunt lângă noi, dar noi meci de meci vrem să câștigăm, cum am mai spus, și asta ne propunem. Pentru tine cum e viața aici la Faru? Ești titular, în vară te gândeai că poți deveni titular și mai ales să fii acolo în lupta pentru titlu și lider în Superliga? Da, eu muncesc la zi de zi și sper că se vede la mine și vreau să-mi câștig postul de titular mereu. Se simte tot mai aproape această presiune a titlului, ultimelor etape din Superliga, nu știu, cum se resimte acest lucru în vestiar?
Noi investim avem momentul alte de câștig de învigători și vrem să câștigăm meci de meci. Cum e pentru tine presiunea aceasta și mai ales că se vorbește de presiunea pusă de Gheorghe Hagi? Știm, e un om care își dorește tot timpul perfecțiunea. Nu e presiune, vă spun. Noi așa suntem de mici. Învățați să câștigăm. Cearta? E părintească așa? A fost o ceartă, trec peste și asta a fost. Îți mulțumim tare mult. Da, l-am ascultat pe Borza. Borza, să ne aducem aminte, Vio, aproape în lacrimi după schimbarea din meciul cu FCSB. Astăzi dă golul și cred că era cel mai fericit dacă se termina 1-0. N-a fost să fie, dar spune că așa sunt crescuți de mici. Sunt convins că Gigagi încearcă să implementeze această mentalitate de învingător și indiferent de vârstă, ei să interpreteze meciurile numai și numai la victorie. Da, e clar că Hagi știe, să-i știi de atâția ani, să-i știi de când le-ai pus mingea lângă picior, e clar că îi știi la perfecție. Și poate și de acolo discursul lui Gică Hagi, deși în anumite momente discursul dumnealui mi s-a părut ușor dus la extrem, dar dacă nu chiar mai mult dus la extrem, pentru că până la urmă nu putem să punem, sau reporterii nu poate să pună doar întrebările pe care vrea dumnealui să le ascunde. Asta e Gică Hagi. De multe ori anumite întrebări poate le interpretează în mod greșit. Da, le interpretează și în mod negativ, dar unele au fost și explicate și agasează, i s-a spus că sunt pozitive. Îl agasează și îl deranjează. Da, până la urmă îl cunoaștem prea bine și știm acest lucru. Da, mă rog, e mult de discutat pe acest subiect.